Bună seara! Suntem aici un grup de oameni, persoane care avem proprietăți sau avem chiar locuim permanent aici în zona Căneștilor și de ceva timp persistă o situație care nu e deloc plăcută, ca să nu spunem chiar periculoasă, pentru că așa o considerăm. Din moment ce suntem atacați chiar și pe proprietate, în curte, cu atât mai mult, oameni în vârstă, oameni care sunt la ei în curte făcându-și treburile, să trezesc cu câini de la stână, precizăm lucrul ăsta, că sunt câini de la stână, care vin și atacă oamenii în curte, nu mai spun pe drum. Eu personal am fost atacat pe drum. Sunt oameni care au fost atacați în curte sau chiar în fața proprietăților în timp ce îngrijeau animalele sau... Curte. Sau chiar ieri i-a mâncat chiar un miel. Ieri, doamna Mirica, Mieluța, în fața porții, în fața proprietății, a fost atacată personal în timp ce era cu oile, nu? Da. Și chiar i-au ucis un miel. Da. Nu l-am mai găsit. Le-a ce puteam să spun? Așa, le-a speriat în toate părțile. Da. Eu chiar întâmplător, pentru că locuim într-o zonă în care putem să ne vedem unii cu ceilalți, de la unul la altul se vede, putem chiar și vorbi. E distanță, ne înțelegem, dar mai puțin. Eu chiar întâmplător, momentul ăla l-am filmat, chiar am filmat câinii în momentul în care plecau de acolo după ce s-a auzit o hârmălaie, de lătrat între câini, o ciondăneală între câini acolo, care ne-a atras atenția și chiar am văzut câinii, având o discuție deja la prefectura din Buzău, oamenii mi-au spus dacă putem face un filmuleț sau fotografii cu situații care să demonstreze că e într-adevăr o situație de pericol pentru noi și pentru copiii noștri, nu suntem toți aici. Urmează vacanța, vin copii în vacanță? Sunt nepoți, sunt copii. Eu personal am copii cu care vin în zona aici și încerc să petrec timp plăcut. Suntem în pericol. Azi dimineață, numai de mult, copilul meu se dea în leagă, îi vine tati, tati, e un câine. Un câine de la stână, exact în spatele, în proprietatea mea, pe proprietatea noastră, exact lângă leagă n-a venit un câine. Era ok. Nu părea să fie cu intenții rele câinele, dar știm că sunt animale care acționează instinctiv și în momentul în care sunt în haită, nu mai sunt ca atunci când sunt incontrolabil și pot deveni periculoși. Și acum, dacă vrea fiecare să-și expună... Da. Da. Și spun eu că și pe mine m-a atacat cu una și ceva în urmă, chiar pe drum. Eram cu măgarul, mă duceam la apă și a sărit și m-am conjurat și dacă nu apărea ciobanul în timpul ăla, eram 85 de ani, nu pot să mă apăr de câini, nici de căței, doar de câini, de astea voinici. Da. Și un pericol, pe soția mea la fel, a atacat-o în grădină. Acum asta e recentă, e acum recent. De o săptămână și ceva, mă, nu-i mai mult. După Constantin și Elena la 3 zile, că la Constantin și Elena mi s-a întâmplat mie, dar am fost atacat de 7-8 câini pe munca Niculi. Și la 2 zile marți s-a întâmplat cu... Și mătușa mea, că are probleme cu picioarele, era în cadru, aici în grădina de vis-a-vis, adică exact peste gardul ăsta. Da. Așa? Și a sunat la domn primar, așa să mă văd și eu, și a sunat la domn primar și s-a spus că o să rezolve problema și că sunt oamenii dânsului și că nicio problemă. Iar ciobanii, când am luat legătura, am încercat să vorbim omenește cu ei, ne-a spus chiar lui Ovidiu... Ne-a amenințat. Da, și a spus că dacă ne mușcă câinii, copiii și așa, putem să mergem la poliție. Adică ne face favorul ăsta să putem să mergem la poliție. Și el plătește, da. Și el plătește, că vorba aia. Accesul la apă de pe culmea Neculii. Da, e interzis. Singura fântână cu apă potabilă, de la care oamenii... Da, spuneți-o dumneavoastră. Eu locuiesc aici, mă numesc Gafia Tinca. Locuiesc aici de 56 de ani. Sunt venită din sat vecin. Așa. Și acum de o perioadă, de 2 ani de zile, luăm apă de acolo de unde dă-i oile la apă. Că nu mai avem apă, nu mai este sursă de apă într-o parte. Da. Acum nu putem să luăm apă. Nu putem să ne ducem la apă, că ne frică. Pe lângă faptul că fântâna de apă potabilă, acum
oile sunt în jurul fântânii, ceea ce, dacă vorbim de igienă, iar nu e o chestie ok. Am făcut că asta mi s-a sugerat de la prefectură, să, dacă pot să fac, să iau cadre, fie foto, fie filmăță. Ieri chiar când am mers acolo cu Nea Costel, am mers să luăm apă, erau chiar în momentul ăla, erau în jurul fântânii cu oile. I-am întrebat de ce stau cu oile acolo, că le-am spus că, firesc, nu e normal ca oaia să stea să stea mult timp în zona fântânii. Da. A zis că nu e nicio problemă, că fântâna e cu beton, cu luși de beton, da, și că nu e nicio problemă. Nu e adevărat, dar, e deasupra un pic. E permeabilă, știm cu toții că apa are niște mișcări care nu le poate prevedea nimeni. Cu atât mai mult un om care, el crede că toată muchea neculia lui. Da. Și noi suntem nevoiți, ca să mergem la distanții mari, ca să luăm apă, suntem bătrâni. Chiar eu cu picior, uite, sunt operată, am proteză la picior, așa, de 2 ani de zile, și n-am cum să mă deplasez. Trebuie să și în general, cum vedeți aici, pe așa, sunt oameni în vârstă care de o viață au locuit în zona asta și, practic, noi toți suntem obligați, că asta e adevărul, să ne schimbăm, efectiv, toate obișnuințele noastre. La Costel am mers să luăm apă, erau chiar în momentul ăla, erau în jurul fântânii cu oile. I-am întrebat de ce stau cu oile acolo, că le-am spus că, firesc, nu e normal ca oaia să stea să stea mult timp în zona fântânii. Da. A zis că nu e nicio problemă, că fântâna e cu beton, cu luși de beton, și că nu e nicio problemă. Nu e adevărat, e deasupra un pic. E permeabilă, știm cu toții că apa are niște mișcări care nu le poate prevedea nimeni. Cu atât mai mult un om care, el crede că toată muchea neculia lui. Da. Și noi suntem nevoiți, ca să mergem la distanții mari, ca să luăm apă, suntem bătrâni. Chiar eu cu picior, uite, sunt operată, am proteză la picior, așa, de 2 ani de zile, și n-am cum să mă deplasez. Trebuie să și în general, cum vedeți aici, pe așa, sunt oameni în vârstă care de o viață au locuit în zona asta și, practic, noi toți suntem obligați, că asta e adevărul, să ne schimbăm, efectiv, toate obișnuințele noastre, locul de unde luăm apă. Fântâna de cu apă potabilă, când s-a spus, dar ce, numai de acolo puteți să luați apă? Dar dacă de acolo am, din când sunt copil, că eu m-am născut aici locuiesc de atâția ani. Accesul la fântâna de apă, pe drumul care duce către fântâna de apă, e singurul drum care duce către fântâna aia, este exact trece prin mijlocul stânii. Nu știu dacă e normal să zic că drumul trece prin mijlocul stânii sau stâna a fost pusă în mijlocul drumului. Cred că mai degrabă stâna a fost pusă în mijlocul drumului. Da, pentru că s-a întâmplat în primăvara asta, nu e făcut și utilizat de oameni. Am trecut prin zona stânii către apă, câinii foarte agresivi și nu i-am numărat, personal nu i-am numărat, dar am înțeles că sunt vreo 14 câini care nu au jujeu, sunt foarte agresivi. Și am înțeles că nici măcar nu prea le dau, pentru că noi am văzut în timp ce alergau animale sălbatice. De exemplu, chiar eu personal, doi câini albi alergat o căprioară, a dus-o către stână și a coborât de la stână 5, a venit în cale. Aia n-a mai în stil ambuscat, așa, deci e de National Geographic. Gunoaiele le-am atras atenția referitor la gunoaie, pentru că atunci, în momentul în care încep să vină cu oile și trec frecvent în zona stânii, din sat către stână și invers, drumul e foarte murdar, adică... Nu aruncă orice, de la cutii de răcoritoare, pamper și la copii și tot. Sunt și acum, sunt acolo, i-am lăsat acolo ca să putem, o nevoie, să documentăm situația. Au început în ultimul timp să reacționeze cel puțin pe partea asta cu gunoaiele, nu mai arunc, am văzut de 2 săptămâni. Aici. Că au început să adune gunoaiele. Dar avem bănuiala că au început să le dea foc într-o zonă. Că astăzi chiar era se manifesta un incendiu sus pe Curmea Neculii. Chiar am anunțat neștiin ce se întâmplă acolo. Pentru că venea un fum înnecăcios dinspre pădure, ceea ce e oarecum nefiresc să vină fum de plastic din pădure. Cel mult ardea undeva la un kilometru și ceva. Da. Distanță de locul în care ne aflam noi și venea de peste deal, după care am și fotografiat, avem fotografii și video. Da. Nu mai ține cont că are lumea pământ acolo, chiar uite, noi plătim poștele, noi avem moștenirea mea de la părinți. Și zice că are un popor.
Așa. Iar o jumătate într-o parte, iar o jumătate într-o parte, iar o jumătate într-o parte. Nu ține cont, mă, aici oricui este. Nu, dar trec pe peste tot, deci nu mai țin cont că aici... E adevărat, e un sat aproape părăsit, că mai sunt doar... unchii mei, unchiul și mătușa mea și mai e o familie, Neagelu, care nu, momentan nu e acasă, în tot satul. Dar asta nu e un motiv ca cineva să vină și să treacă de-a valma peste... Sunt case, sunt locuri care... Foarte urât. Se comportă foarte asta... urât. Îmi amintesc de acum 3 ani când eram cu Laurențiu și curățam o fântână veche, din care era o problemă cu apa, într-adevăr, atunci a fost o perioadă de secetă. Noi curățam o fântână de undeva pe culme, de unde ei veneau și adăpau animalele după ce fântânile lor le-au golit de apă. Efectiv le-au golit de apă pentru că fiind secetă, apă puțină, oi multe, animale multe, trebuia să le adape de undeva. Au venit, noi eram sus și curățam fântâna, au venit și au început să jignească două persoane în vârstă, tanti Tinca și Nagafia Aurel. Așa. Nu vă putem reproduce cuvintele, dacă e cazul o să o facem. Nu, dar vă spun. Dar foarte urât. Nu, dar da, foarte urât. Mi-a zis că nu ne e rușine. Că nu ne ajunge atâta. Că așa sunteți doi handicapați. Suntem doi handicapați. Acasă da, la mine în partea mea. Da, așa, au zis, i-am auzit și noi. Noi de sus am coborât de la fântână și ne-am spus, băi, sunteți băieți tineri, ar fi mai frumos să veniți, să ziceți, haide să facem cumva, să ne unim, să facem o chestie de curățare a fântânilor. În primul rând, interesul lor, că au multe animale. Să toate fântânile, să vină apă, ca să fie apă, să nu mai fie ceartă. Adică puteau veni și ei fără problemă cu oile, puteau să adapte și oamenii vitele și animalele pe care le au, pentru că le au de când sunt aici și așa s-au obișnuit și așa se obișnuiește. Specificați care știți mai bine de la ce distanță au venit, că nu-ți dai locului de aici. Nu-s de aici. Da, ei nu sunt. Da, poate are importanță, poate nu. Dar nu sunt din sat. Nu sunt din satul nostru. A venit, i-a adus primarul, ce să mai încoace. Dar sunt foarte agresivi. Da. Jignesc foarte mult. Da, și oameni fără educație. Da, oameni fără educație care te jignesc la modul cel. Pe mine personal, de față cu primarul, mi-a spus că sunt un parșiv, că eu mobilizez oamenii împotriva lor și că din cauza mea oamenii îi urăsc pe ei. Ceea ce nu cred eu că aș avea așa mare influență. Mă aranjează pe mine, au zis că vin din Prahova, nu sunt din Prahova, că de ce vin eu din Prahova să le fac lor reguli aici, că ăla e terenul lor și că eu n-am niciun drept. Dar eu vorbesc de proprietatea mea, strict de proprietatea. Condițiile mea, în care ai act de proprietate pe pământ și e o suprafață respectabilă, nu ai... O suprafață, atât cum e mare, mică, dar e suprafața mea și vreau ca în momentul în care vin cu copilul meu să mă simt în siguranță, în primul rând copiii mei, eu... Și noi am format o comunitate, ne înțelegem bine, ne întâlnim unii cu alții. Ăștia suntem toți, adică ăsta e satul. Da, mai lipsesc copiii și nepoții care în cursul săptămânii. Nu cerem decât să ne simțim în siguranță în curțile noastre, cu copiii noștri și cu familia noastră. Vom face tot ce se poate, tot ce se poate pentru a rezolva situația. Am fost la primărie, mi s-a promis că să încercăm să rezolvăm. Am fost rugați. Haideți să încercăm să le rezolvăm aici. Am încercat cu vorbă frumoasă. Cu vorbă frumoasă vom merge mai departe, nu vom amenința pe nimeni așa cum fac ei, pentru că ei ne amenință. Zilnic amenință când am zis la fântână că vine, că scoate, efectiv mi-a zis de 10 ori că pune mâna pe bâtă și vine la mine. Eu m-am dus să iau apă și am zis de ce stai cu oile în jurul fântânii. Da. Au zis că vine cu bâta, că ne dă cu bâta, Lina Costel îl amenință că de ce el... Da, și mie mi-a trimis un mesaj pe care pot să-i fac screen câte oi mi-a mâncat câinii lui. Pisic, dar nu i-am răspuns, am preferat să nu-i mai răspund. Așa, la mine a venit într-o noapte, că eu dorm afară. A, așa, și am auzit. Nu afară, spune că ai o lotă în care dorm afară. Într-o lotă, mi-a luat o lotă, nu da? Acum, da. A, așa. Și o avem afară, de la vale, de la dealul. Da, și s-aude mai bine ca din casă, toate zgomotele. Mi-a tăbărât câinele. Avem un câine slovăt că lăsăm pentru a intrat cu capul ăla în garduri să scape, să nu-l halească. Da, și a venit și cu foarte hălăindă și a venit. El fuge la max. Să vede și pe filmulețul care l-am făcut ieri cu câinii care coborau de la tanti Ieluța. Să vede cum câinele în timp ce au coborât, că s-au oprit exact unde se bifurcă drumul, unde coboară Nicușor încolo spre Laurențiu. S-au oprit acolo și au venit înspre și ăsta se vede cum fuge de sub rulotă. Și se duce la max. La max, stă lângă cușca lui. Le-a luat frică. Da, da. Deci, ideea e următoarea. Nu cred că cineva așteaptă să se întâmple, Doamne ferește, o nenorocire. Semne sunt clar că sunt. E s-a întâmplat cu mine. Da, cu vine cu bicicleta. Naurel are 83 de ani și zilnic merge cu animalele, le duce, le aduce, le dă apă, le...
efectiv câinii... Și merge în două benzi, că sunt în zona aia, la limit, acolo. La, e hotarul nedefinit, dar e un hotar, să zic așa... Păi, izlazul comunal, e drept, izlazul comunal. Dar câinii sunt... Dar câinii nu, n-au o limită, știu că de aici nu mai e pământul meu. Ei te atacă oriunde. Și poate să-l atace orice zi, că nu poate, nu poate să fugă nici să apă. Da, zice că are... Mie mi-au venit la poartă, mi-au împrăștiat oile, mi-au mâncat milul, mie mi-e frică să mai pasc oile. Da. Gândiți-vă că aici poate fi în sufletul unei femei, care stă singură, nu are soț. Singură, are niște vite, care sunt viața femeii, păi, pentru că ea din aia trăiește, aia asigură traiul, vine un câine și mănâncă oaia. În timp ce femeia era cu vitele acolo, cu, deci cu animalul. Cu oile lângă, pentru ce că... Ce garanție poate să dea cineva că data viitoare câinele ăla nu va face altceva? Adică nu va ataca pe altcineva? Și o persoană umană, nu un animal. Dar nu era unul, că erau cinci. Ah, păi da, erau cinci. Să vede și pe filmare. Să vede și pe filmare. Da, cinci. I-am numărat și eu. Da, 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 păi n-au trecut în fața casei noastre. Au mai fost în noi, dar și că... au mai fost erau... mai sunt, dar și Nea Ștefan. Da. A trecut pe lângă Nea Ștefan. Erau câinii așa liniștiți. Avem 15 minute, devine plictisitor. Atât am avut să spunem. Sper că din momentul ăsta noi o să facem tot ce e legal posibil, pentru că nu ne dădem la alte acte sau amenințări sau așa, dar considerăm că pe lângă faptul că e scandalos ca idee pentru cine aude și așa, legal suntem convinși că noi avem dreptate și o să cere să ne se facă dreptate. Da. Din partea lucrurile să se restabilească. Nu e asta vreau. Să fie liniște, nu? Da. Cred că nu vreți altceva. Nu ne deranjează pe ei că pe noi că iau. Nu, dar din totdeauna au fost ciobani care au avut câini, dar niciodată atât de mulți și niciodată cu atâta aroganță în care să nu le pese, adică să ameninți în momentul când tu greșești, totul să ameninți. Asta e drumul public. Da, drumul. Stâna exact pe drumul public, pe unde oamenii trec să-și apă. Apă nu mai putem să luăm. La nu. Dar e o zonă, și încă o chestie aș vrea să spun. Îmi spune primarul Călești, face parte din Ținutul Buzăului, care e protejat la nivel național prin faptul că face parte din parcul UNESCO. Și Marsilia, ce lăuda apa aia, mă, apă bună ca la Nespoia. Da. Parcul UNESCO care e promovat din punct de vedere turistic foarte intens. Chiar și acum sunt turiști, cred că pe Poiana care duce spre Păcuri, cred că e o mașină de turiști. Da, da, da. Sunt oameni care se opresc, sunt obiective turistice în jurul nostru, lacul Moțiaru, vulcanii Noroioși, suntem într-o zonă promovată turistic. Imaginați-vă dacă cineva are curiozitatea să zică ia să vedem ce e și pe dealul ăla. Și să nimerească în mijlocul stânii. Locul ăsta aici. Zona asta unde sunt ognele, ognele cu sare, da. Avem ogne peste izvor, da. Mâncare se dea la capul ăsta. Bine, mizează pe faptul că sunt bun, atât am avut de spus. Noi vă salutăm. O zi bună.